Animații grafice, partea a doua. Animațiile sunt iluzii optice ale mișcării realizate prin derularea unor imagini consecutive ce prezintă unul sau mai multe obiecte în diverse poziții și care vor sugera mișcarea în sine. Se numesc animații grafice pentru că au la bază imaginile. Pentru a crea impresia de animație, de mișcare, trebuie stabilit numărul de cadre folosite, precum și poziția fiecărui obiect în cadru, astfel încât să se obțină rezultatul dorit. De exemplu, crearea efectului de alergare pentru personajul Stickman se poate obține din succesiunea unor cadre precum următoarele. Creată de Peter Bone, Pivot Stick Figure Animator este un program gratuit care permite realizarea de animații doar prin desenarea de linii și cercuri. Caracteristicile programului: utilizarea cadrelor, desenarea personajelor folosind doar forme geometrice, biblioteci cu figuri predefinite, salvarea fișierelor în format GIF și AVI, spațiu redus pe disc. La deschiderea aplicației, primul lucru pe care îl vom vedea va fi un stickman, un pivot, un personaj creat din linii, pe un spațiu mare alb. Iată interfața aplicației. Spațiul de lucru, umbra sau stratul dintr-un cadru anterior, butoanele de gestiune a cadrelor, butoanele de redare și oprire a aplicației, bara de titlu, bara de meniuri, etc. Sesiune de autoevaluare. Studiați imaginile de mai jos. Realizați o scurtă animație pe tema karate. Printre cerințe, utilizați personajul predefinit Stickman. Prezentați cu ajutorul lui cele 5 mișcări de karate specificate. Stickman, personajul gazdă al aplicației, personajul care ne întâmpină pe spațiul mare alb numit area de lucru. Punctele de manevră, punctele de îmbinare ale segmentelor, marcate prin cercuri umplute în culoarea roșie, cerculețul central galben permite deplasarea integrală a personajului pe spațiul de lucru. Lucrăm la una dintre cele 5 posturi, figuri, mișcări, karate. Dacă vrem să imortalizăm mișcarea, apăsăm pe butonul Adaugă cadru. Cadrele se derulează în cronologie, partea de sus a ecranului. După ce am efectuat mișcarea, reașezăm personajul într-o poziție de odihnă. Rulează butonul Play, care produce mișcarea dorită. Crearea unui personaj nou, cu ajutorul butoanelor, adaugă linie, adaugă cerc, schimbă tipul de segment, duplică segment, etc., putem crea noi personaje pe care să le folosim în animațiile noastre. Sesiune de autoevaluare. Realizați o scurtă animație pe tema unui dans în perechi.
Cerințele spun: editați un personaj nou, inserați o imagine de fundal, salvați animația în format GIF. Fereastra constructor personaje conține butoanele ștergere, transformare segment în cerc, adăugare cerc. Pe acestea le vom utiliza și noi pentru a crea un personaj feminin, partener al personajului masculin predefinit, numit Stigman. Am inserat trei cerculețe. Privind personajul din stânga, am observat că dimensiunile nu sunt în acord. Am redus dimensiunea cercului superior, adaug segment pentru prima parte a brațului drept, segment pentru prima parte brațului stâng. Continuăm cu partea a doua, celor două brațe. Și segmentele picioruși pe care trebuie să le reglăm vizual. Iată cele două bețe de chibrit, de fapt butonul clonă duplicare pentru segment, butonul de ștergere a segmentului. Da, ne apropiem de finalizarea personajului feminin. Fișier salvează ca. O să alegem pentru numele acestui personaj creat de noi numele ea. Am salvat. Odată încărcat în galerie, personajul poate fi readus pe area de lucru, deplasat cu ajutorul cerculețului galben și manevrat. Iată că alegem și culoarea magenta, culoarea roz, pentru acest personaj feminin. Urmează. Mișcările de dans și, sigur, o altă cerință era inserarea unui fundal. Fundalul a fost realizat cu ajutorul aplicației Paint 3D. Salvăm proiectul nostru cu numele Dans Menuet. Cu extensia GIF, așa cum prevedeau cerințele. Tema pentru acasă. Realizați o scurtă animație pe tema ora de educație fizică. Este nevoie de un personaj nou numit Minge, de o imagine de fundal în culoarea verde a stadionului de fotbal și mișcări care descriu execuția unei lovituri cu mingea pe spațiul porții. Iată câteva indicații. Încărcăm un fundal în culorile unui stadion. Vom crea personajul minge printr-un transfer, printr-un switch
din segment în cerc, am umplut și cercul într-o culoare, salvăm personajul minge în galeria de imagini cu numele minge 1. Personaj nou. Pentru ultimul personaj adus în problema noastră, alegem culoarea violet. Lui îi se va atribui rolul de portar în cadrul meciului. Încărcăm și personajul minge, încărcăm o minge dintre mingile salvate până acum. Alegem minge simplu în culoarea neagră pentru un contrast mai plăcut ochiului. Urmează să atribuim personajelor mișcările care descriu cerința. Am rulat animația cu viteza de 6,7 frame-uri pe secundă, adică cu o viteză foarte scăzută. Vă mulțumesc!